Începând cu data de 13 aprilie, în județul Călăraș, conform informațiilor furnizate de către reprezentanții Direcției de Sănătate Publică, se va deschide un nou centru de vaccinare în orașul Budești. Astfel, în județ vom avea în plus față de fluxurile existente două fluxuri în centrul de vaccinare din fosta cameră de gardă a Spitalului Budești și încă un flux pe lângă cele două existente la centrul de vaccinare deschis în sala de sport a școlii Mircea Eliade din municipiul Oltenița. Reprezentanții de SP Călărași doresc deschiderea unui nou centru de vaccinare în comuna Borcea, lucru benefic pentru populația din partea de est a județului. Pentru a realiza acest obiectiv, se face apel la medicii care doresc și pot să participe la activitatea de vaccinare în această parte a județului Călăraș, indiferent de specialitate și indiferent dacă profesează în județul Călăraș sau în județul Ialomița. Medicii interesați pot lua legătura cu reprezentanții DSP Călăraș.